De la Sfântul Antonie. Cum prezic diavolii? Așadar, dacă uneori diavolii se prefac că prezic viitorul, să nu-i asculte nimeni, pentru că deseori, cu multe zile înainte, ne spun despre frații cu care urmează să ne întâlnim și mai târziu vin aceia. Dar aceasta nu o fac din interes pentru cei care îi ascultă, ci ca să-i facă să creadă că sunt profeți și astfel să-i distrugă, făcându-i robi ai lor. De aceea nu trebuie să-i băgăm în seamă, ci și atunci când prezic ceva, să nu îi ascultăm, de vreme ce nu ne este de folos. Cunoscând că au corpuri mai ușoare decât ale oamenilor și îi văd pe cei care au pornit să vină la noi, de ce să ne mirăm că aleargă, îi întrec pe drum și ajung înaintea lor să ne vestească? Așa poate să prezică și un călăreț, întrecându-i pe cei care merg pe jos. Astfel, nici din pricina aceasta nu trebuie să-i admirăm, căci nimic din cele neîntâmplate nu pot fi cunoscute. Doar Dumnezeu le știe pe toate înainte de a fi create. Diavolii se furișează ca hoții și vestesc cele ce văd. La câți vor vesti acum că ne-am adunat și că vorbim împotriva lor, înainte de a pleca cineva dintre noi și înainte de a înștiința altcineva acest lucru? Aceasta o face și un copil poștaș, dacă îl întrece pe un altul care merge încet. Iată ce vreau să spun. Dacă cineva pleacă din Egipt sau din altă țară, diavolii nu știu înainte ca el să pornească la drum. Însă când îl văd că înaintează, îl întrec și vestesc sosirea lui înainte ca el să ajungă. Astfel se întâmplă cu câteva zile înainte de venirea lui. De multe ori însă, călătorii se întorc înapoi din drum și atunci diavolul este dovedit mincinos. Așa pălăvrăgesc când și când și despre apele râului Nil, pentru că văzând cum în ținuturile Etiopiei plouă neîncetat și știind că din acele ploi este provocată inundația râului, aleargă și spun asta înainte ca apele să ajungă în Egipt. Acest lucru însă puteau să-l spună și oamenii dacă aveau putința de a alerga ca ei. Și precum santinela lui David, urcând în loc înalt, vedea pe cel care venea mai înainte de altă santinelă care stătea la poalele muntelui și alergând spunea înaintea altor santinele, nu cele ce nu se întâmplaseră, ci cele ce la ora aceea se petreceau. Așa și diavolii preferă să se ostenească, vestindu-i pe oameni numai ca să-i înșele. Însă dacă pronia dumnezeiască hotărăște între timp altceva despre ape și călători, căci îi este cu putință, de pildă, să evite inundațiile, atunci diavolii se dovedesc mincinoși și se vor face de râs și cei care le-au dat atenție.